să ne unim cu toții inimile, gândurile și vocile noastre, să slăvim pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Mă bucur ca pentru prima dată să fiu în Biserica Elim zilele acestea și spuneam mai înainte fratele Costică, a venit să ne bucurăm. Așa ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Dar spune și o altă parte acolo în verset, să plângem și cu cei ce plâng. Traversând lumea aceasta, călătorind în mai multe locuri, mutându-mă cu familia, cu soția și cu cei odrasle care Dumnezeu ne-a binecuvântat până în prezent, din Portland până în Georgia, am văzut și am fost în multele adunări și familii și cam așa e peste tot. Ne bucurăm, dar și plângem. Este o diferență, dar, a plânge și a ne plânge. Și amândouă categorii am găsit în peste tot. Și când m-am cercetat pe mine și familia mea, am găsit aceste două, a plânge și a neplânge și la mine. Și cuvântul Domnului spune la Matei, capitolul 5, acolo una dintre fericirile, ferice de cei ce plâng, căci ei care plâng vor fi mângâiați. Dar nu scrie de cei ce se plâng. În cele mai multe locuri găsim așa, trist. Se plânge de n-a pus păstorul cu tare formație la timp, n-a pus de multă vreme la cuvânt, n-a lucrat cum am vrut noi, nu ne-a sunat prezbiterii sau familia sau ne plângem, dirijorul nu mă cheamă la cor sau dirijorul nu mi-a dat solo. Fanfara iară prea tare cântă. Cel mai tare la bătrân găsim acestea. Și mai cea fraților care au venit de mult. Fanfara și fanfara. Și l-am spus unuia odată când m-a luat un pic și a zis, de ce fanfara așa cântă și tobele și fanfara? Și am zis, frate, în vremea noastră, cum vrei să-i ții tineretul în casa Domnului? Să slujească pe Dumnezeu. Odinioară era alte vremuri și în fanfară nu era la un loc așa în adunare prea folosită. Dar trăim o vreme în care sunt tineri și copii care au nevoie și ei să nu fie, să spunem așa, leneși și să intre în lucrare pentru Domnul, la cor, la fanfară, la tineret, să-L slujească pe Domnul începând din tinerețe. Așa cum Samuel a slujit pe Domnul începând din tinerețe și Dumnezeu și-a proslăvit numele prin acest om. Așa și Elisei, cuvântul Domnului ne arată și vrem să mergem pe linia aceasta. Fratele prea iubit care a citit acest verset, spune cuvântul Domnului că Elisei vine cu o cerință la Ilie. Și are o dorință și de multe ori și noi avem cerințe și dorințe. Aici, dar Elisei a făcut o mică greșeală, că cel ce dă darul, cel ce dă înțelepciunea este Dumnezeu. Cel ce dă puterea este Dumnezeu. Cel ce face chemarea este Dumnezeu. Căci Dumnezeu i-a spus lui Ilie, du-te și unge-l, du-te că el va fi. Dar Elisei așa ca un tânăr și cele mai multe ori noi ca tineri, facem mai multe greșeli și de aceea să fim îngăduitori unii cu alții. Spune Elisei la Ilie când îi spune o cerere aceasta, dar ceea ce vreau să mă uit este la smerenia lui Elisei. Vedeți că nu îi spune, vezi, am lucrul ăsta cer, să fiu mai bun ca tine, să fiu mai vestit ca tine, vezi, ca să fiu mai
chemat în cele mai multe locuri, mai mult decât ai fost chemat tu. Nu. Spune cuvântul Domnului că Elisei face o rugăminte. Te rog să vină peste mine o înduită măsură din Duhul tău. Te rog. Este un act al smereniei. Și în vremea aceasta în care trăim, smerenia este mult mai mult nepropovăduită în biserică și în familiile noastre. Ce înseamnă să fii smerit? Ce înseamnă, cum spune cuvântul Domnului, să umbli smerit cu Domnul Dumnezeul tău? Ce înseamnă să te smerești ca la vremea lui Dumnezeu El să te înalțe? Fiindcă când Dumnezeu înalță pe un om, oricât s-ar lupta cei din prejur, nu-l vor da jos, că Dumnezeu îl ține în picioare. Dar atunci când omul îl înalță pe om, la prima furtună, la prima clătinare, omul se va prăbuși, fiindcă omul este limitat în putere, înțelepciune, în tărie, dar Dumnezeu nu este limitat. Slăvind să-mi fie Domnul. Smerenia odată pe un om care se califică să fie cel mai rău împărat în Israel. Smerenia odată i-a făcut bine. Vine Ilie Teșbitul la Ahab și după ce-i dă sentința și după ce îi spune ceea ce Domnul îi spune, ce face Ahab? Să găsim scris în cuvântul Domnului. Spune cuvântul Domnului că la Ahab, la un moment dat, după ce primește sentința aceasta din partea lui Dumnezeu, prin gura lui Ilie, spune așa, 1 Împărați 21 cu versetul 27. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele. N-au fost haine ieftine. N-au fost hainele cumpărate la second hand. N-au fost haine cumpărate la Ross. Ăsta e un împărat. Hainele lui erau haine scumpe. Împăratul nu se îmbracă cu oricine. Dar când el se vede în mintea lui, în ceea ce a făcut, în nebunia pe care a făcut-o, în ascultarea care a dat-o nevestei sale, în Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit. Postul, cam nu mai ne place să auzim de el. Postul odată a fost pentru cei bătrâni, pentru cei din vechime, că n-au avut poate mult de mâncare și au postit. Vă spun un lucru, am stat de 3 ori înaintea Domnului, prin harul lui Dumnezeu, în 3 zile de post cu frați. Și după fiecare dată când am stat înaintea Domnului aceste 3 zile de post, Dumnezeu a dat mari biruinți, slăvind să fie Domnul. Și cei din jur au văzut că au fost și tineri cu noi. Odată Dumnezeu ne-a ajutat să luăm un ven mai mare. Ne-a ajutat Dumnezeu. M-a ajutat să vând ăla mai mic, să iau, că acum avem 8 copilași și trebuie să-i punem într-un baz din ăsta mai mic. Și Dumnezeu ne-a ajutat. Dumnezeu ne-a ajutat când am stat înaintea Domnului cu post și în smerenie, când am vrut să încep business-ul în Portland. Și am zis, Doamne, încep ceva nou și nu știu nimic. Chiar că n-am știut. Am mers într-o zi la cel care, de la care îl luam business-ul, de spălat geamuri, de curățat de garage, de pressure washing, de asta, și am mers o zi la el și am zis, învață-mă repede, că deja am pus un pic de aia și deja mă cheamă oameni și nici nu știu cum să spăl un geam. Și am stat înaintea Domnului și Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a ajutat și vă spun, câștigam și Dumnezeu binecuvânta lucrurile mâinilor mele mai mult cât câștigam lucrând pentru altul într-o săptămână, pentru altul la o lună.
Și atunci m-am dat seama când Dumnezeu binecuvântă și onorează postul și smerenia. Deși eu nu sunt, am mult de luptat ca să mă smeresc mai mult. Și odată am stat înaintea Domnului a treia oară ca Dumnezeu să ne ajute să luăm o casă. Când am avut, stăteam în rent și era o casă mai micuță. Și Dumnezeu, după ce am stat în aceste zile de post, numai că ne-a ajutat să luăm o casă, ne-a și strămutat din Portland, de unde ploaie de 300 zile de an, și ne-a mutat la Georgia, la 200 de zile pe an cum ploaie. Dar e un loc mai căldor, ne place, la copiii le place. Are Dumnezeu o lucrare de făcut acolo și acolo ne-a chemat Dumnezeu. Și vă spun un lucru, e bine să ascultăm de vocea Domnului și de glasul Domnului. Acum când am venit iarăși în Arizona și am văzut o Arizona, m-am zis, Doamne, dacă aici mă aduceai 2 ani în urmă, eu posteam poate mai mult să mă aduc aici. Că asta este, îmi place, născut în California, în Anaheim, am trăit toată viața în America și îmi place căldură. Dar văd că Dumnezeu nu face cele mai multe ori cum gândim, că noi planurile facem, omul le face planurile, dar hotărârea vine de la Domnul. Și de aceea este bine să rămânem în hotărârea lui Dumnezeu. Un alt act de smerenie care vreau să ne uităm, dragi frați și surori, dragi tineri, este smerenia pe care se găsește la Ninive. Iona, la un moment dat, este trimis. Du-te la Ninive, cetatea aceea păgână, cetatea aceea mare, și spune-le lucruri, mesajul din partea Domnului. Iona, noi știm, copiii știu întâmplarea lui Iona, chiar că se fac unele cântări și animații pentru copilași ca să se uite. Eu întotdeauna m-am uitat odată la unele animații să văd la ce se uită copiii pe internet, pe telefoanele noastre, că nu avem televizor în casă, dar le-am dat așa să se uite la telefoane, la animațiile de Iona. Și când am stat acolo și m-am uitat, și după aia când am citit din Biblie, copiii m-au zis, but that didn't happen in the movie, in the film. Am zis, dar I know, but why? Și după aia am mers la cuvântul Domnului și vreau să le explicăm cumva la copii că unele lucruri care mai le bagă ei acolo, le pune așa ca să-i țină mai atenți. Dar trebuie să rămânem la ceea ce este scris. Și întotdeauna când facem seara studiu biblic cu copii, copiii pun, acum încep să pun niște grele întrebări. Cea mai mare are aproape 11 ani și pun întrebări care trebuie să cercetăm cuvântul Domnului. De aceea, dragi tineri, dragi familiști tineri, obișnuiți-vă de acum, îndelniciți-vă cu citirea cuvântului Dumnezeu, căci trebuie să punem sămânța aceasta în inima copiilor. Cei de afară se ocupă să aruncă tot felul de murdării, spurcăciuni și lucruri neadevărate în inima și în mintea lor. Este meseria noastră, chemarea noastră, să sădim în inima copiilor noștri cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului așa, Iona, după ce începe să strige la versetul 4 de la Iona 3, Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Mă uitam acum la versetul 5. Ordinea încă n-a venit din partea împăratului, nici hotărârea din partea împăratului. Dar versetul 5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post s-au îmbrăcat cu saci de la cel mai mare până la cel mai mic. După aia, la versetul 6, merge mai departe cuvântul Domnului. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El, aici face cum a făcut și Ahab, el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantea de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut jos în cenușă. Cât s-a lucrat cu cenușa? Cât s-a scurțat după aia de fireplace cu cenușa? Cum? E ok să lucrezi așa? E ușor? E ceva fun? Nu, te murdărești, praf, de acolo hainele ți se murdărești după aia, câteodată nu ți iasă ușor din mână să speli bine, 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 până iasă tot afară. Dar smerenia acestui împărat se pune în cenușe. De ce? Ca el să câștige $1,000,000? Nu.
ca Dumnezeu să salveze poporul. Spune cuvântul Domnului așa, și-a trimis de, să dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor următoarele, oamenii și vitele, boi și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, și oamenii și vitele să se acopere cu sac, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi? Cele mai multe ori când stai înainte Domnului în smerenie, în post, nu să nu vii cu pretenția, Doamne, eu am postit, am smerit, Tu trebuie să mă asculți. Trebuie să lucrez. Am stat, am zis și unele care au spus, am postit, m-am rugat și Dumnezeu încă nu m-a ascultat. Nu mai cred. Împăratul zice așa, nu. Împăratul spune, cine știe dacă Dumnezeu, nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi? Cine știe? Nu știe. Dar prin credință stăm înaintea Domnului, postim, ne rugăm, ne dăm toată silința să fim găsiți buni înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vine în ajutor. Slăviți să fie Domnul! Cu îngăduința voastră, cu câteva minute, vreau să vorbesc și pe limbajul natal al mele, englezei, fiind născut în California, mi-e mai ușor uneori să vorbesc și în engleză, dar mi-e mai drag să vorbesc în limba română, fiindcă așa este născut și port și numele fratelui păstor de aici, Alin. De obicei, mie întotdeauna m-a plăcut să mă cheme Alan, că așa sunt scrise pe actele și toate lucrurile de certificate, dar când odată s-a rugat soacra pentru mine la nuntă și m-a numit Alan, am zis, Doamne, acum încolo, hai Alin, Alin, numai Alin, numai să auzim altele mai greșeli ale numele noastre. Și de acum încolo așa merg, cei mai mulți mă știe Alin. Când le dau certificatul, spune, dar tu nu ești Alin, tu ești Alan, dar rămâneți la Alin, nu mai stricați numele. Young generation from Elim Church, walking in humbleness isn't one of the most desired qualities to have, being humble, walking in humility. Looking out into the world, growing up in America all of my life, I have noticed one characteristic that the world always tells you and wants you to do. Be all you can be. You're you. Seize the day, you're strong. Go forward, there's nobody like you. And now we have this, I don't want to call it blessed, but we have like this cursed forms of meaning by when people start posting about themselves, look what I did, look where I went, look how I did this, look how me, look at mine, look at my house, look at my family, look at me, look at me. And we are starting to develop into a civilization where it's all about me. Me. I did this. I bought these shoes. These are not, they're not expensive. They're cheap. I bought these shoes. I got this $1,000 purse. I got this brand new four-wheel. I got this. Look at me. Look at what I've done. God doesn't want us to walk in this way. God wants us to walk in humility and in humbleness. Because at his time, he wants to lift us up. And I want to read a verse and leave it with the young generation this morning. In 1 Peter chapter 5, verse 5. Very easy to remember. 1 Peter chapter 5, verse 5. The word of the Lord says this. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. What? But they don't know nothing. They don't know how to work the newest iPhone, the newest Samsung. They don't know how to work I don't even know how many technology things come down. I'm so lost sometimes. They don't know how to do this. They don't know how to work that. They don't know what we're facing. They don't know. They don't know what we're going to. Submit yourselves to your elders. It's not a quality that the world outside tells you to have. Submission. Even for the ladies. It's not a quality that the world says to submit yourselves to your husbands and for everyone to live in submission to each other before God.
It's not something that is talked about into the world. That's why the world is so lost and confused. They don't know what it means to be submissive. A child is submissive to the parents. The parents are submissive to Jesus Christ. Jesus Christ is submissive. Let me tell you, Jesus Christ is submissive to God the Father. He never said, I am better and I am higher. No. He did everything the Father told him to do. He accomplished it. He listened it. He listened to everything he told him to do. He didn't say, you know what? My Father told me to do this, but I'm going to do it differently. No. We find written where he said, everything my Father told me to do, everything I've seen my Father do, I do. Likewise, you do. Live in humility. Live in submission one to another. Seek the betterness for the one that for him that is next to me. If we do so, now it doesn't leave everybody alone. Because over here farther on it says like this. Yes, all of you. Now it gathers the whole congregation. It gets everyone. Be submissive to one another and be clothed with humility. Or with Gucci. Be clothed with humility. For God resists the proud. You know how strong that word is? You ever resisted something like, stay away from me. No, do not even come close. You resisted a dog. If you go to a house and you see a Rottweiler or a pit bull or something, and you try to be like, hey, stay away. God resists the proud, but gives grace to the humble. Praise God. There's one more verse that we want to read. I found it one time written, and to have a humbleness in the church. Matthew 20, verse 26 and 28. Matthew 20, verse 26 and 28. And this is for the church and for all of the churches. But I'm talking about the church in general. Yet it shall not be so among you. But whoever desires to become great among you, let him be your servant. Verse 27. And whoever desires to be first among you, let him be your, can we say it? Slave. Verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life for a ransom for many. And that's how Jesus Christ won the ultimate victory on the cross at Calvary. That's how he won it. Giving himself for us. Living in humility. Submitting himself before God. Dying for our sins. So that we can one day see his face and live forever. May God bless the Church of Elim, the younger generation, and the older generation. Not to live departed from one another. Sometimes the younger generation, and I found it many of times, you know what? The older generation doesn't want to come closer to us. They don't understand us. And the older generation says, the younger generation doesn't want to get closer to us. They don't understand us. I found the meeting point, and it's right here. The younger generation has to come here. The older generation has to come here. In Christ, we can all live together in unity and in happiness till that day when we will see his face. And we will forget about all this, all these problems, all this suffering. May God help us. May God bless each and every one of you. Amen.